Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Realități și Perspective, magazin. Vă prezentăm grupajul de știri realizat de colaboratorii noștri de la studioul din Ierusalim al televiziunii finlandeze TV7. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, after 507 days of political limbo, Israel's 35th government in Jerusalem is officially formed. Unidentified aircraft reportedly struck an Iranian proxy base in the rural Deir Azul governorate of Syria near the border with Iraq. China's ambassador to Israel, Du Wei, has been found dead in his official residence in Tel Aviv. After 507 days of political limbo, which included three taxing elections and a magnified projection of deep-rooted divisions within Israel's diverse society, the 35th government in Jerusalem was finally sworn in yesterday, heralding a new juncture for the Jewish state. Following the ceremony, which included a necessary vote of confidence by the Israeli parliament, or Knesset in Hebrew, the once again Israeli premier Benjamin Netanyahu addressed a plenum, during which he raised a prayer for the success of his newly formed coalition, which faces numerous and constant challenges. חברי הכנסת, מעל במה זו אני נושא תפילה להצלחתנו. משימות חשובות לפתחנו. באחדות ובשיתוף פעולה יכול נוכל להן. בעברנו הקדום עמדנו בצמתים שבהם יד איש הייתה באחיו. שילמנו על כך, וכל מי שמכיר את תולדות ישראל יודע עד כמה הדבר נכון, שילמנו על כך מחיר איום ונורא. אני רוצה להאמין שהפקנו את הלקחים הדרושים. Among the long list of topics which Prime Minister Netanyahu talked about in his 27-minute speech, he seized the opportunity to brush off numerous deceiving reports about his true intentions vis-à-vis asserting Jerusalem's sovereignty over large parts of the West Bank, which include the Jordan Valley and the biblical districts of Judea and Samaria. הרי כל נושא הריבונות עומד על הפרק רק בגלל שפעלתי אישית לקדם אותו במשך שלוש שנים תמימות בגלוי ולא בגלוי. בין היתר דנתי בכך עם מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפאו בשבוע שעבר. Among other leaders who addressed the plenum, the new Israeli opposition leader, former blue and white co-chairperson Yair Lapid, condemned the newly established Israeli government, which he insisted is rooted in cheap opportunism and dishonesty, rather than unity, which it will never attain. אחדות אמיתית היא אחות מבאקה אל גרבייה, שבזמן ניתוח מעבירה מלקחיים למתמחה מראשון לציון ששרת בגבעתי. שמעביר אותם לכירורג שעלה מרוסיה, שמציל את חייו של ניצול שואה שלחם במלחמת ששת הימים. זו אחדות בחיים האמיתיים. צוות של אנשים שיש להם משימה משותפת, שאוהבים ומאמינים אחד בשני. הישראלים המופלאים האלה הם כל מה שהממשלה הזו לא תהיה לעולם. Following the swearing-in ceremony, the first official meeting of the newly established National Unity Government was held outside of the parliament's main hall, during which the former political partner of opposition leader Yair Lapid, the newly appointed alternate prime minister and defense minister Benny Gantz, highlighted the severity of the situation in Israel, which triggered his decision to join Premier Benjamin Netanyahu's government. בעולם נורמלי, כשהייתי מדבר איתכם על סדר עדיפויות, הייתי מתחיל בחינוך, עובר ממנו לתשתיות הלאומיות של המדינה, ממשיך בשלטון חוק וביטחון פנים שכל אחד יכול לחיות פה בצורה מכובדת, עובר למדיניות רווחה הוגנת ובכללה רווחה ושירותי בריאות, ומסיים בביטחון שהוא סוג של מכנה משותף לכל הצרכים שלנו. אבל אנחנו חיים בתקופה לא נורמלית.
ובעודנו צריכים לפקוח עין ביטחונית בכל אחת מהזירות, אנחנו נמצאים בפני משבר בריאותי עם השלכות כלכליות והשלכות חברתיות שתעקובנה להשלכות הכלכליות, ועוד לא ממש התחלנו להרגיש אותן. זה יגיע. וככל שימשך הזמן, יש לנו יותר ויותר מה לעשות. Prime Minister Netanyahu, for his part, listed the five main tasks which the government aims to tackle, the first of which aims to combat the corona crisis. המשימה הראשונה היא משימת הקורונה בצד הבריאותי. אין לנו מושג אם לא יקרה כאן מה שקרה בשפעת הספרדית. אף אחד לא יודע בעולם. אנשים מתנבאים במקומות מסוימים זה יורד, במקומות אחרים זה עולה. כאן בארץ זה יורד יפה מאוד. אבל הנגיף פה, כל עוד הנגיף פה ואין חיסון, הנגיף יכול לחזור בצורה גיאומטרית בין לילה. זה לא קרה בין לילה ב-1918, זה לקח שנה, אבל זה חזר בעוצמה גדולה. בשפעת הספרדית מתו עשרות מיליון, כנראה קרוב ל-100 מיליון, מתוך אוכלוסייה עולמית של 1.5 מיליארד. הנגיף הזה, בהתהוותו הנוכחית, איננו קטלני כל כך, אבל הוא קטלני. Netanyahu further warned that unless the so-called corona routine is kept in a vigilant manner, the consequences of a second wave may produce far more devastating results, as was the case some 100 years ago when the Spanish flu claimed the lives of close to 100 million people. זה שנצלחנו למנוע את זה, זה לא אומר שנצליח למנוע את זה אם זה יפרוץ עוד פעם ולא נקיים את שגרת הקורונה. שגרת הקורונה כרגע עד הודעה חדשה יכולה להימשך הרבה זמן, אני לא רוצה אפילו להגיד כמה זמן. אני מקווה שימצאו חיסון מוקדם, כולל אצלנו, אבל הערכה ריאלית אומרת שזה לא יהיה כל כך מהיר, ואני מקווה, הלוואי שאתבדה, הלוואי שאתבדה. Among the other tasks that this government will prioritize, which include dealing with the economic and social consequences of the corona crisis, Jerusalem's plan to assert its sovereignty over parts of the West Bank and working to avert global efforts to delegitimize the Jewish state by means of international institutions, Netanyahu also emphasized the continued and unyielding efforts to thwart the Islamic Republic's malign activities. היא מנסה ומתקדמת כל הזמן להשגת, לניסיון להשגת נשק גרעיני, ואנחנו נדון על כך כמובן בקבינט, כמו גם הניסיונות שלה להתבסס באיראן, בסוריה, אנחנו נלחמים בכך כל העת. Meanwhile, in Israel's northern neighbor Syria, unidentified aircraft reportedly struck an Iranian proxy base in the rural Deir ez-Zor governorate, which is situated in the eastern part of the war-torn country. According to sources that were quoted by the Syrian Observatory for Human Rights, the aircraft targeted Maizaleh base in the Abul Kamal countryside near the Syrian border with Iraq, which is under the control of Iranian forces and militias under the Islamic Republic's control. According to the report, at least 7 Iranian-backed militiamen were killed and significant destruction was caused to infrastructure. Furthermore, the death toll is expected to rise because of a large number of militiamen who reportedly sustained critical injuries. It is important to mention that the Syrian Observatory highlighted the fact that the attack, which the report vaguely attributed to Israel, came a few days after the 47th Brigade, which is manned by Iranian-funded militiamen, were deployed to reinforce the targeted area. While TV7 was able to verify the reported reinforcement of the Iranian proxies in the area, our sources in Syria did not immediately confirm nor deny the reported bombardment. Separately, the IDF spokesperson's unit did not confirm nor deny its alleged involvement either. Turning now to the Iranian capital, Tehran, where the senior aide of the Iranian Foreign Minister for Special Political Affairs, Ali Ashghar Kaji, held a meeting with the Syrian ambassador to the Islamic Republic, Adnan Mahmoud, during which the Tehran official reaffirmed his country's support for Damascus.
According to an Iranian foreign ministry statement, Kaji highlighted the support of his country to Syria in its war against terrorism and the maintenance of strategic cooperation between Iran, Syria, and Russia in this area. Ambassador Mahmoud, for his part, highlighted the strategic relations between Syria and Iran and reaffirmed the importance of continuing coordination and consultation between the two countries at the bilateral and regional level. Turning now to the Israeli city of Tel Aviv, where China's ambassador to Israel, Du Huay, was found dead in his official residence. Police informed TV7 that an Israeli ambulance was called to remove the Chinese diplomat's body from the scene, where police have reportedly launched an investigation into the circumstances of his death. According to domestic reports, initial indications were that the Chinese ambassador died in his sleep of natural causes.中国驻以色列大使杜伟不幸于5月17日在特拉维夫去世。初步诊断杜伟大使因身体健康原因意外去世，具体还需进一步核实。我们对杜大使的不幸逝世表示深切哀悼，向其家人表示诚挚慰问。外交部正在尽力做好 相关善后工作。 Thank you for watching us. As part of TV7's Global Prayer Initiative, I would like to encourage you to join myself and the team here in Jerusalem to pray today for the salvation and peace of the people of Iran, alongside our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem, the peace and salvation of Israel, as well as for all those who are impacted by the corona contagion worldwide. I'm Jonathan Hassan. Have an Erev Tov and Shavua Tov, and we will see you again tomorrow at the same time. În continuare veți urmări un grupaj de știri realizat de Global News Alliance. Comemorarea genocidului armean, conform TPS, Ofsana, Mary și Epraski, sunt ultimii martori oculari ai genocidului armean din 1915. Oribila crimă le-a luat familia și au pierdut casa și copilăria, o cicatrice care a durat de-a lungul întregii vieți. Conform TPS, Ofsana, Mari și Epraxi sunt ultimii martori oculari ai genocidului armean din 1915. Aceste trei femei trăiesc în prezent în Armenia. Pentru ele, genocidul armean nu este doar cel mai tragic capitol din istoria poporului armean. Oribila crimă le-a luat familia și au pierdut casa și copilăria, o cicatrice care a durat de-a lungul întregii vieți. 1,5 milioane de armeni au devenit victime ale crimei inumane orchestrate de statul turc împotriva minorității creștine. Eli Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, de origine română, supraviețuitor al Holocaustului și susținător ferm al recunoașterii genocidului armean, a spus cândva că uitarea nu va fi doar periculoasă, ci jignitoare. A uita morții ar fi asemănător cu a ucide a doua oară. Republica Turcă refuză și astăzi să recunoască existența genocidului armean și anumite evenimentele dintre 1915-1916, presupusul genocid armean. Genocidul armean a fost recunoscut și condamnat oficial de peste 30 de țări, printre care Statele Unite ale Americii, Rusia, Franța și Germania. Statuia Leul din Iuda. După ani de planificare și de așteptare, lucrarea sculptorului Max Greiner, Leul din Iuda, este amplasată la locul ei. Primarul Ierusalimului spune că acest dar transmite un mesaj. După ani de planificare și de așteptare, lucrarea sculptorului Max Greiner, Leul din Iuda, este amplasată la locul ei. Primarul Ierusalimului spune că acest dar transmite un mesaj. Suntem foarte recunoscători că avem un simbol nu doar al forței și gloriei poporului evreu, dar și un simbol al prieteniei comunității evanghelice din Statele Unite ale Americii față de poporul Israel și capitala noastră eternă. Mii de creștini au făcut donații și s-au rugat pentru succesul acestui proiect. Amos Cohen a supravegheat instalarea în parcul Bloomfield și este responsabil pentru toate cele 170 de lucrări de artă din tot orașul. Aceasta este cea mai frumoasă dintre toate piesele de artă pe care le avem în oraș, deoarece este un leu și simbolul orașului Ierusalim. Înseamnă mai mult pentru mine decât orice altă piesă de artă din oraș. Inima mi este plină de bucurie acum.
iubesc comunitatea creștină. Ei fac atât de mult pentru orașul Ierusalim și fac atât de mult pentru statul Israel. Rugăciune pentru Coreea de Nord. Creștinii din întreaga lume sunt chemați zilele acestea la rugăciune pentru fraților persecutați din Coreea de Nord. În perioada de criză și pandemie, creștinii sunt cunoscuți pentru bunătatea lor față de cei din jur. Dar tocmai această bunătate ar putea face ca prigonitorii lor să-i poată identifica și apoi aresta. Cum poți să-ți manifesti bunătatea într-un stat ateu opresiv? Se pare că zvonurile înfricoșătoare din jurul lui Kim Jong-un au fost nefondate. După ce liderul nord-corean a lipsit 20 de zile din viața publică, s-au făcut speculații că suferă de probleme cardiace. Unele reportaje media susțineau că este grav bolnav sau chiar mort. A apărut apoi la o fabrică de îngrășăminte, aparent în stare de sănătate bună. Între timp, țara susține că nu are focar de coronavirus, dar de la Open Doors, Ronald Boyd McMillan spune că dacă pandemia ar afecta țara, ar expune mulți dintre credincioșii din Coreea de Nord. Creștinii din întreaga lume sunt chemați în zilele acestea la rugăciune pentru fraților persecutați din Coreea de Nord. În perioade de criză și pandemie, creștinii sunt cunoscuți pentru bunătatea lor față de cei din jur, dar tocmai această bunătate ar putea face ca prigonitorilor să-i poată identifica și apoi aresta. Cum poți să-ți manifesti bunătatea într-un stat ateu opresiv? Totodată suntem chemați la rugăciune pentru președintele țării ca Dumnezeu să-l cerceteze și să-i schimbe inima în favoarea creștinilor. Grupajul de știri și informații din actualitatea internațională, realizat de colegii noștri români de la Romanian Television Network Chicago. Bun venit la Sinteza Săptămânii! Sunt Ania Marei și voi prezenta cele mai importante evenimente politice, sociale, economice și religioase desfășurate în această săptămână. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a îndemnat la progrese în aplicarea planului de pace în Orientul Mijlociu, care prevede anexarea de către Israel a unor părți ale Cisjordaniei ocupate în cadrul unei vizite la Ierusalim, relatează AFP. Angajamentul Statelor Unite față de Israel nu a fost niciodată mai puternic, a scris Pompeo pe Twitter în urma întrevederilor cu primul ministru Benjamin Netanyahu și cu viitorul vicepremier Benny Gantz. Discuțiile s-au axat pe căile de întărire a coordonării americano-israeliene în lupta împotriva COVID-19 și pe eforturile noastre continue de a contracara activitatea periculoasă a Iranului în regiune și în lume și pentru a discuta despre viziunea de pace a președintelui Trump, a spus Pompeo. Acest plan prevede anexarea de către Israel a văii Iordanului și coloniilor israeliene din Cisjordania ocupată și înființarea unui stat palestinian pe un teritoriu redus. Netanyahu i-a mulțumit lui Pompeo pentru această vizită în plină pandemie, un gest pe care l-a numit o dovadă a tăriei alianței noastre, citează AFP. Paul Manafort, fostul șef de campanie al președintelui Donald Trump, a fost eliberat dintr-o închisoare federală din Pennsylvania din cauza riscului noului coronavirus, a declarat avocatul său, Kevin Downing. Manafort, în vârstă de 71 de ani, a fost condamnat de un juriu din Virginia în august 2018 la 7 ani și jumătate de închisoare pentru diverse fraude descoperite în cadrul anchetei care a cercetat suspiciunile privind complicitatea dintre Moscova și echipa de campanie a lui Donald Trump în timpul alegerilor prezidențiale din 2016. Fostul consultant politic suferă de hipertensiune arterială și probleme respiratorii, ceea ce îl face mai vulnerabil la COVID-19, spune Kevin Downing. Restul sentinței va fi executat de clientul său la domiciliu. Președintele Donald Trump a continuat să-și exprime susținerea față de Paul Manafort și după condamnarea acestuia, afirmând că Manafort a fost victima unei vânători de vrăjitoare. Și fostul avocat personal al președintelui american Michael Cohen a cerut să fie liberat din închisoare în contextul pandemiei, dar cererea sa nu a fost acceptată, relatează AFP.
Premierul Victor Orban a respins invitația Parlamentului European de a participa la o dezbatere cu privire la starea de urgență pe care a instaurat-o în Ungaria din cauza pandemiei COVID-19 și cu privire la repercursiunile acesteia asupra drepturilor și libertăților fundamentale, citează AFP. La momentul actual, lupta împotriva epidemiei consumă întreaga mea energie și forță, a declarat premierul ungar, însă problema stării de urgență instaurate în Ungaria pe fondul pandemiei și consecințele sale asupra statului de drept urmează să fie dezbătute în ședința Parlamentului European. La sfârșitul lunii martie, Parlamentul Maghiar a adoptat o lege care să permită premierului naționalist să guverneze prin ordonanțe până la o notificare ulterioară în cadrul stării de urgență. Noua lege introduce pedepse cu închisoarea de până la 5 ani pentru publicarea de informații false, care ar induce panică în rândul publicului sau ar zădărnici eforturile guvernului de a proteja cetățenii. Legea îi permite liderului ungar să prelungească pe termen nedefinit starea de urgență în vigoare din 11 martie, fără a mai cere aprobarea Parlamentului, relatează agenția de știri maghiară MTI. Banca Centrală a Japoniei tocmai și-a numit prima femeie director executiv al Băncii Centrale Japoneze, o instituție cu o istorie de 138 de ani, relatează CNN.com. Tokito Shimizu, un banchier în vârstă de 55 de ani, a fost numit ca parte a unei remaniere extinse la Banca Japoniei, devenind unul dintre cei 6 directori responsabili de conducerea operațiunilor zilnice ale băncii centrale. Shimizu a început să lucreze pentru Banca Japoniei în 1987, a activat în divizia de piețe financiare și în operațiuni de schimb valutar și a fost director general pentru Europa și reprezentant principal la Londra. Tokiko Shimizu a devenit prima femeie din istoria instituției care ocupă funcția. Femeile reprezintă 47% din forța de muncă a băncii centrale, dar doar 13% din posturile de conducere și doar 20% din posturile de expert. Femeile au fost reprezentate în Consiliul său de politici de când a fost înființat în 1998. Dar numai unul dintre cei 9 membri ai Consiliului de Administrație este o femeie, iar banca nu a avut niciodată o femeie guvernator, citează CNN. Washingtonul acuză Beijingul că piratează cercetarea americană asupra unui vaccin împotriva COVID-19. Poliția federală americană FBI a declarat că hackeri, cercetători și studenți apropiați Chinei au furat informații din institute universitare și laboratoare publice în folosul Beijingului. Încercările Chinei de a lua la țintă aceste sectoare reprezintă o amenințare gravă pentru răspunsul țării noastre la COVID-19, a declarat FBI. Însă China își exprimă nemulțumirea puternică și opoziția fermă față de această defăimare americană, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Zhao Lijian. China se află în fruntea cercetării în materie de vaccinuri și a tratamentului împotriva COVID-19. Ca urmare, ea are mai multe motive decât oricine altcineva să se ferească de furt de informații pe internet, a spus Zhao, citat de France Press. De câteva săptămâni, președintele american Donald Trump acuză autoritățile chineze că au ascuns amploarea epidemiei, apărută la sfârșitul anului 2019 în orașul Wuhan, din centrul Chinei, facilitând astfel propagarea. Dar Beijingul respinge acuzațiile și susține că a transmis cel mai rapid posibil toate informațiile Organizației Mondiale a Sănătății și altor țări, inclusiv Statelor Unite. Anthony Fauci avertizează Congresul că epidemia de coronavirus nu este sub control. Încotro se îndreaptă Statele Unite? Vom afla după această scurtă pauză. Cel mai reputat expert în boli infecțioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a avertizat Congresul că o ridicare prematură a restricțiilor poate duce la apariția unor noi focare de infecții cu noul coronavirus, care a ucis peste 80.000 de americani și a dus economia în recesiune, relatează Reuters. Fauci, directorul Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase, a declarat că epidemia de coronavirus nu este încă sub control în unele zone ale țării.
Cred că mergem în direcția corectă, dar direcția corectă nu înseamnă că avem în niciun caz control total asupra acestei epidemii. El a cerut statelor federale să urmeze recomandările experților în sănătate pentru a aștepta semne de atenuare a epidemiei, inclusiv un număr scăzut de noi infecții, înainte de redeschiderea activităților. Președintele Donald Trump a încurajat statele să pună capăt blocajelor impuse de câteva săptămâni unor componente majore ale economiei. Însă medicul spune că există un risc real să declanșezi un focar pe care s-ar putea să nu-l poți controla și care te va trage înapoi. Poate duce la suferință și moarte și ar putea întârzia redresarea economică, a spus Fauci, citat de Reuters. Sediul Parlamentului European din Strasbourg a devenit un vast centru de depistare a cazurilor de contaminare cu noul coronavirus, capabil să realizeze aproximativ 2000 de teste pe zi, informează AFP. Pompieri instalați într-un cort în fața clădirii Parlamentului European verifică dacă persoanele venite pentru testare, conform trimiterii medicale și a programării, nu prezintă cumva simptome ale bolii. În caz de febră, tuse sau alt simptom, pacientul va fi izolat și pus în contact cu un serviciu medical de urgență. Cei fără simptome pot coborî de-a lungul rampei de acces pentru a se deplasa la cantină. Pereți despărțitori albi au înlocuit aici mesele pentru a forma 21 de încăperi ocupate, de 4 laboratoare pentru analize, de la secretariatul cu birouri și până la săli unde se fac prelevări. Un pacient este testat astfel în doar câteva minute, iar în circa 24 de ore va ști dacă este sau nu purtător de virus. Parlamentul European și-a împrumutat sediul până la sfârșitul lunii iulie. În septembrie, eurodeputații ar urma să se întoarcă la muncă, citează agerpress.ro. Polonia redeschide saloanele de înfrumusețare, cafenelele, restaurantele, precum și unități de învățământ, a declarat premierul Mateusz Morawiecki, anunțând noi măsuri de relaxare în pofida unor creșteri ușoare a numărului de cazuri de contaminare, relatează AFP. Șeful guvernului spune că purtarea măștii de protecție și distanțarea socială vor rămâne obligatorii și după 18 mai, data intrării în vigoare a noilor dispoziții. Această țară din UE, cu 38 de milioane de locuitori și unde testele pentru coronavirus rămân limitate, a înregistrat o creștere a numărului de cazuri în această săptămână, după ridicarea unor serii de măsuri restrictive în urmă cu 10 zile. Numărul de noi persoane infectate a ajuns la 595 de cazuri confirmate, conform statisticilor oficiale ale Ministerului Sănătății. Polonia a autorizat săptămâna trecută redeschiderea hotelurilor, a centrelor comerciale și a creșelor, însă alegerile prezidențiale din 10 mai au fost amânate în ultimul moment, notează AFP. Angajații Twitter, care își pot desfășura activitatea de acasă, vor fi lăsați să lucreze astfel pe termen nelimitat. Dacă unele companii de tehnologie, precum Google și Facebook, au decis să-și lase angajații să lucreze de acasă până la sfârșitul anului, Twitter este hotărât să ducă această tendință chiar mai departe. Astfel, angajații Twitter vor putea continua să lucreze de acasă și după închiderea pandemiei. Este vorba, bineînțeles, de acei angajați ale căror îndatoriri pot fi realizate de la distanță, nu și de cei a căror prezență fizică este necesară pentru diverse sarcini, precum întreținerea serverelor. Twitter va crește și indemnizația pe care o acordă angajaților care lucrează de acasă și consumă resurse pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu la $1000. Lucrul de acasă al angajaților scutește Twitter de cheltuielile cu spațiile de birouri, facilitățile acordate angajaților, eventualele relocări și cheltuieli de transport. Rămâne de văzut câte alte companii de online vor merge pe această direcție și vor înțelege avantajele forței de muncă ce nu trebuie în mod obligatoriu să lucreze de la birou, relatează agenția DPA. La Beijing, elevii de gimnaziu au revenit la cursuri, dotați cu brățări electronice create pentru a emite o avertizare în caz de febră.
Dispozitivul este cel mai recent exemplu de utilizare masivă de către China a noilor tehnologii în încercarea de a ține sub control noul coronavirus, relatează AFP. Aceste brățări inteligente înregistrează în timp real temperatura elevilor. Părinții copiilor și unitățile școlare pot monitoriza apoi datele prin intermediul unei aplicații pe telefonul mobil. În cazul unei temperaturi ridicate peste 37,2 grade, brățara trimite o alertă către cadrele didactice, iar ele sunt încurajate să anunțe imediat poliția, relatează ChinaDaily.com. Dispozitivul se află în faza de testare în 5 districte ale capitalei chineze. Controlul temperaturii, purtarea obligatorie a unei măști și măsurile de distanțare socială au devenit obișnuite în unitățile școlare din întreaga țară, în contextul în care autoritățile se tem de o recrudescență a infectărilor. În Beijing, doar liceenii din clasele terminale primiseră până acum permisiunea să revină în școli ca să se pregătească pentru examenul de bacalaureat. Cercetătorii au avertizat încă de la începutul pandemiei de COVID-19 cu privire la simptomele depresive care vor crește după introducerea măsurilor de izolare. Acum, Organizația Națiunilor Unite semnalează că pandemia cauzează afecțiuni psihologice la nivel global. Teama de boli, doliu, singurătatea sau spectrul șomajului. Pandemia COVID-19 riscă să antreneze o altă criză majoră de sănătate publică, provocând o mare suferință psihologică în rândul populațiilor afectate, se arată în raportul Organizației Națiunilor Unite citat de AFP. Efortul întreprins la scară mondială pentru combaterea noului coronavirus face mai puțin vizibilă propagarea tulburărilor de sănătate mentală după decenii de neglijare și subfinanțare, a declarat secretarul general Antonio Guterres. Pandemia COVID-19 lovește acum familiile și comunitățile, punând mai mult stres mental asupra lor. Chiar și atunci când pandemia va fi sub control, doliul, anxietatea și depresia vor afecta în continuare oameni și comunități, a declarat Guterres. Raportul evidențiază stresul psihologic legat de teama de a fi infectat sau teama că boala, care a ucis aproape 300.000 de oameni în întreaga lume, îi infectează pe cei apropiați, citează AFP. Papa Francisc face apel la credincioși să se unească într-o rugăciune comună împotriva pandemiei. Revenim cu detalii după această scurtă pauză. Papa Francisc a invitat credincioșii din toate religiile să se roage împreună ca frații pentru a pune capăt tuturor pandemiilor, cu prilejul zilei de rugăciune, post și caritate în întreaga lume din 14 mai, relatează EFE. Toate religiile și tradițiile spirituale sunt invitate să-și înalțe rugile în fața lui Dumnezeu Creatorul, într-un strigăt comun de ajutor împotriva pandemiei de COVID-19. Credincioșii din întreaga lume să se îndrepte spre Dumnezeu prin rugăciune, ținând post și făcând fapte de milostenie. Fiecare persoană să se roage pentru ca Dumnezeu să elimine această pandemie, să ne salveze de acest chin și să ajute oamenii de știință să găsească un leac care să o învingă, a spus Papa Francisc. Să fim toți uniți ca o singură ființă, să ne rugăm la Dumnezeu fiecare pe limba și religia Lui, pentru ca Domnul în bunătatea Lui nemărginită să aibă milă de noi, să ne ierte păcatele și să oprească această pandemie. Dumnezeu cel milostiv să ne aibă în grijă, să oprească pandemiile și să ne ferească de rele mai mari, precum foametea și războaiele. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne miluiască, a spus Papa Francisc. Cremona, un oraș situat în nordul Italiei, care a fost epicentrul pandemiei din Italia, și-a luat la revedere de la Samaritan Purse, echipa medicală venită de peste ocean pentru a trata pe cei bolnavi de coronavirus timp de 2 luni. În ultimele zile din luna aprilie, ultimii pacienți au fost externați din spitalul mobil instalat de organizația americană în parcarea spitalului din Cremona. Un număr de 281 de pacienți au fost tratați în această locație cu o capacitate de 68 de paturi.
Organizația evanghelică Samaritan Purse a trimis peste 100 de specialiști, inclusiv doctori, asistente tehnicieni biomedicali și specialiști în logistică și întreținere. Activitatea spitalului a fost realizată cu susținerea bisericilor evanghelice din regiune. Spitalul de campanie s-a distins prin profesionalismul și dedicarea oamenilor de acolo, care a fost apreciată de către cetățeni, autorități locale și personalul spitalului local din Cremona, a declarat Alianța Evanghelică Italiană. Toată lumea din orașul Cremona, care a beneficiat de activitatea spitalului, simte nevoia de a-și lua la revedere cu afecțiune și recunoștință față de echipa spitalului pentru activitatea desfășurată, citează site-ul evangelicalfocus.com. Sarah Davis, fiica cunoscutului apologet Ravi Zacharias, s-a declarat într-o postare pe Instagram că afecțiunea de cancer de care suferă tatăl ei s-a răutățit și că acesta a fost trimis acasă de doctori pentru a fi împreună cu familia. La începutul acestui an, Zacharias a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer al osului sacru, un os triunghiular situat la baza coloanei vertebrale. Cancerul a fost descoperit în timpul unei operații la coloană. Tocmai am aflat că tumoarea de la osul sacru de care suferă tatăl meu a răspuns la chimioterapie, însă zona unde cancerul a făcut metastaze s-a răutățit, de fapt. Doctorului oncolog ne-a informat că acest cancer este unul agresiv și că la acest moment nu mai există opțiuni privind continuarea tratamentului. Din punct de vedere medical, doctorii au făcut tot ce era posibil. Ravi Zacharias are 74 de ani. Știm că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră și El este Cel care ne numără zilele și doar El știe de câte zile se va mai bucura Ravi pe acest pământ. Într-o zi, probabil mai curând decât mai târziu, ne vom continua slujirea fără El. Dar știm că dragostea și viața Lui va inspira și pe alții să-L slujească pe Domnul chiar mai mult decât am văzut până acum. Deși suntem încercați de o avalanșă de emoții, avem totuși pace în inimă și ne odihnim în adevărul faptului că Dumnezeu știe tot și vede tot. El este suveran și El este bun. Mă gândesc la bucuria nespusă pe care o va experimenta tata în prezența lui Isus și suntem mângâiați, scrie Sarah Davis, citată de AssisNews.net. Biroul guvernatorului de Virginia, Ralph Northam, a spus bisericilor că li se va permite să-și reia serviciile, cu condiția să urmeze mai multe orientări obligatorii în faza 1 din planul de redeschidere al statului. Lăcașurile de cult li se vor permite să beneficieze de servicii care operează la 50% din capacitate și să mențină practicile de distanțare socială. Cei prezenți trebuie să fie așezați tot timpul la o distanță de 6 fiți. Locurile din biserici trebuie să fie marcate. Statul recomandă membrilor să poarte măști care să acopere nasul și gura în orice moment. Bisericile trebuie să facă o curățare minuțioasă a suprafețelor contactate frecvent înainte și după orice slujire, citează cotidianul The Christian Post. Biserica Lighthouse Fellowship Church din statul Virginia l-a dat în judecată pe guvernatorul Ralph Northam, după ce pastorul Kevin Wilson a fost amenințat cu închisoarea sau cu o amendă de $2,500 pentru că a găzduit slujbe bisericești pentru 16 persoane în Duminica Floriilor. Conform restricțiilor impuse de guvernatorul Northam, bisericile nu aveau dreptul de a oficia slujbe cu mai mult de 10 persoane. Un număr tot mai mare de biserici din California intenționează să redeschidă bisericile pe 31 mai, Duminica de Rusalii, indiferent de ce spune guvernatorul statului. Church United, o rețea de aproximativ 3.000 de biserici reprezentând 2,5 milioane de membri, și-a anunțat intenția să redeschidă bisericile pe 31 mai și să nu mai aștepte faza a treia prevăzută de guvernator pentru redeschiderea bisericilor alături de saloane și sălile de sport. Liderii religioși au ales data de 31 mai, deoarece marchează Rusaliile și nașterea Bisericii Creștine, fiind o zi potrivită pentru renașterea serviciilor religioase.
Pastorul Matt Brown a criticat decizia guvernatorului de a considera bisericile ca fiind neesențiale pe timpul pandemiei. Nu ne-a întrebat și a depășit continuu atribuțiile și trebuie să facă un pas înapoi și să declare că biserica este o parte esențială a ceea ce suntem noi ca americani, a ceea ce facem ca locuitori ai Californiei. Jack Hibbs, pastorul Calvary Chapel Chino Hills, a declarat că este sarcina pastorului să slujească oamenilor, în special pe cei din adunarea sa, și să continue să proclame Evanghelia. Prin urmare, nu dorim în niciun caz să rezistăm autorităților, care sunt conforme versetului din Romani 13, care vorbește despre modul în care urmașii lui Iisus trebuie să se comporte în raport cu autoritățile de conducere. Însă această pandemie ne-a făcut să luăm în considerare cine va fi autoritatea supremă. Oare Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu răspund înaintea guvernului? Sau în cele din urmă, guvernul va răspunde el însuși înaintea lui Dumnezeu? A declarat pastorul Jack Hibbs, citat de ChristianPost.com. Și bisericile române din Chicago au deschis un proces federal împotriva guvernatorului statului Illinois, J.B. Pritzker, pentru ordinele sale neconstituționale de discriminare a bisericilor prin restrângerea serviciilor religioase în persoană la cel mult 10 participanți, permițând în același timp entităților comerciale și non-religioase să acomodeze mulțimi mari de oameni, fără un control sau o limită de 10 persoane, relatează organizația Liberty Council, care reprezintă Biserica Penticostală Română Elim și Biserica Baptistă Logos. Ordinele executive ale guvernatorului nu permit serviciile religioase care să includă mai mult de 10 persoane, indiferent dacă participanții îndeplinesc sau adoptă și în mai multe măsuri de distanțare socială și de igienă. Matt Staver, președintele Liberty Council, a declarat că guvernatorul Pritzker a discriminat în mod clar împotriva bisericilor prin limitarea serviciilor în persoană la doar 10 participanți, în timp ce a permis altor afaceri comerciale și laice să funcționeze cu adunări mari de oameni. În plus, guvernatorul afirmă că poate dura mai mult de un an până când această limită impusă bisericilor ar putea fi ridicată. Acest lucru este neconstituțional, întrucât bisericile au dreptul de a exista, potrivit primului amendament. În țara celor liberi, acești pastori și membrii români ai bisericii nu ar trebui să se teamă niciodată de arestarea sau de sancționarea pentru participarea la serviciile religioase de la biserică, se arată într-un articol publicat de organizația creștină Liberty Council, citat de tribuna.usa. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor RTN. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne puteți urmări live pe rețeaua de socializare Facebook, pe canalele de televiziune RTN Chicago și Alpha Omega TV. La revedere pe săptămâna viitoare! Ați urmărit ediția din această săptămână a emisiunii Realități și Perspective Magazin. Sunt Codruța Burghelea, pe săptămâna viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!